păstrând după 4 ani și jumătate la Bruxelles, chiar dacă n-am fost deconectat de ce se întâmplă în țară, dar întors acasă și mai ales asumăm responsabilitatea asta, e lucru care mă doare cel mai mult, probabil, și pe care l-am resimțit cel mai mult, lipsa de încredere. Nimeni nu mai are încredere în nimeni, pentru că de prea multe ori li s-a spus un lucru, s-au răzgândit cei care le-au spus anumite lucruri, sau chiar nici n-au avut intenția de la început să facă treaba asta, și atunci toată lumea pornește de la prezumția de minciună. Cel care îmi spune un lucru mă minte, nu îmi spune adevărul, deci trebuie să interpretez altfel ceea ce se spune.